un mesaj? Care își dorește atât de fapt un, după fază, un concurs, care este subiectul principal. Vom lansa câteva diete sau vom pune la dispoziție specializează femeilor și bărbaților, pentru că femeile sunt mai atașate de acest subiect, al slăbirii și al pierderii în greutate. Vreau să facem următorul lucru, să propunem niște diete pe care, la care utilizatoarele, utilizatorii să se aboneze. Nu costă nimic în primă fază, sperăm că și după aceea la urme la fel. Tot ce trebuie să facă este să accepte, să se înscrie la newsletter și să primească, știu, alerte sau să primească prin SMS, în următoarea etapă, aceste cure de slăbire. De fapt, e meniul pe ziua următoare. Ce părere aveți? Cum v-ați să scrie? Da, și bun, ideea e următoarea, că tu, de exemplu, dacă ai niște articole foarte bune pe care le propui, adică pur și simplu vorbești cu publisher-ul și zici, uite, eu vreau să public chestia asta dacă pe voi vă interesează. Și, hai să zicem, vorbești cu 10 persoane din astea, probabil trei o să zică da. Ideea este că dacă persoanele respective vin, e link building, dacă persoanele respective vin de pe un site care are, nu știu, câteva sute de mii de utilizatori pe site-ul tău și găsesc alte chestii de valoare, s-ar putea să rămână fidel site-ului respectiv. Da. Eu vă întrebam din punct de vedere al proiectului. Consumatorilor. Nu neapărat pentru partea de link building sau pentru alte tehnici de genul ăsta. Sunt dat un feedback pentru acest proiect. Ce părere ați avut? Adrepe, dacă sau nu? Sau poate aveți voi alte idei. Mi se pare foarte fezabil, adică sunt o grămadă de persoane care sunt interesate. Nu cred. Așa mai seama? Pentru că nu am ajuns, adică uite-te pe stradă la noi și poți să faci o chestionare la un colț de stradă sau la metoda și o să vezi atunci ce se întâmplă, dacă lumea a reacționat. Spuneți că mie e dezvoltată, nu și-a fost primul, că e foarte dezvoltată. Să crească. Să vă spun de ce. Au prieteni, care au vândut pastile de la stăpânii pe care s-a intoxicat și nu. Săracu! Și în anul trecut, acum nu mai vinde, dar anul trecut, cred că au vândut în jur de 3.000 de cutii din alea de pastile. Deci, după seama că nișa e mare și se cheltuie banii așa ceva și există lumea interesată, pentru că mereu Da, chestii de care au profitat ei. Asta cu pastilele, da, și cum vreau unii lucrurile, Adriana se referea la rețete și de tipea, că menite fără pastile, sau și cu pastile. Nu, nu mai menite. Nu, eu am dat exemplu ca să ca zic că nișa de weight loss e da, ok da. Și în România. Și o să crească pentru că există tendința asta de a face educație pe dietă și pe sănătate și cum să vină din ce în ce mai multe legi, adică să ajute și domeniul legislativ la chestia asta, cu conținut de sare, conținut de grăsime, să fie obligatoriu, nu știu ce, adică eu cred că e de viitor. Plus de asta nu cred să existe prea multe, dacă vrei să faci pe România, care să adune rețete, iar ca idei pe care două idei mi-au venit mie, cum am zis, aș implica specialiștii care să recomande dietele, să aibă deja notorietate și găsești un online deja cu notorietate pentru că ți-aduc și la rândul lor panilor. Și ce-aș mai face, aș mai aplica către femei gravide sau da, însărcinate sau care da, au trecut după o sarcină și care scapă mai greu, cumva, de greutate și din punctul meu de vedere, nu se acordă atenție, pentru că nu există, nu, ai putea cumva ajuta la educația, adică să ai și conținut educațional informațional, nu mai dietetic, așa. Da, pentru că nu există articole, și oricum, pe domeniul sau mămici și copii, așa, e un conținut destul de prost, adică toate mămicile care am vorbit eu, când organizam evenimentele cu copii, îmi spuneam că nu găsesc informații în care să aibă încredere, de asta și spuneam cu endorsering. Asta e altă problemă. Da. Și deci,
doua chestiune, dacă e să ne adresăm poate într-adevăr să vă scopăm pentru tânăra generație. Adică, special fetele care în vârsta 14, 18, 20 de ani suferă, deși poate sunt scobitori, au sentimentul că sunt prea grase. Da, și atunci, pentru că urmează modele greșite aici, problema, în loc să venim cu problema televiziunilor, în loc să venim cu modele adevărate, venim cu personaje de Monica Cununa. Nu, cred că asta este problema, că uite, fata mea acum e mare, o consider la 24 de ani persoană adultă. Dar știu prin ce a trecut ea pe la 14-18 ani și ce lupte duceam cu ea. Ei, bine, am găsit o sursă de rețete care, în afară de faptul că îi garantau anumită constanță în greutate, dar îi dădeau și partea aia de sănătate. De, și atunci chiar s-a apucat serios. Vreau să zic că a făcut o instrucție la noi în casă, de toată lumea trebuie să știe că trebuie să mănânce de-aia, că e sănătos, de-aia la altă. Nu e bine că produce, nu știu ce. Genul ăsta cred că prinde. Și... Da. Referitor la colaborări cu persoane care sunt în domeniu, am avut surpriză să fiu refuzată, pur și simplu, de domn doctor care are o anumită notorietate, tocmai pentru că îi fac concurență. Da, pe ce spuneam, este o paranoia incredibilă, când ai fi putut să-l ajuți. Exact, exact. Pentru că ești ceva mai mare. Ce mai tânză, poate de moarte, dar ce clar poți să-l am o sugestie să te adresezi unor nișe clare de consumatori. Acum zic și ea persoanelor gravide, persoanelor care suferă de o anumită boală, persoanelor care sunt într-o anumită situație și să nu să te adresezi tuturor. O fi diete pentru tuturor, să fie diete mai personalizate pe anumite categorii de populație. Sunt mai ușor de prins și adus și acest centru care suferă de diabet. Mult mai interesați vor fi ăia efectiv de subiect ăsta, o diete pentru ei, decât o dietă generală care e pentru toată lumea. E interesată de rezultate foarte rapide și tu propui o chestie de long term care se bazează mai mult pe sănătate. Și va fi greu, dar mai ales punând accent pe partea de beneficiile lor, cred că o să fie rezultate. Chiar dacă pe long term e, din punctul meu, dacă din experiența mea, în faptul unde am practicat, am observat că orice business care chiar fără să cumpere ani de zile, la rând, niciun fel de publicitate, deci numai word of mouth, chiar și așa, are mult mai mult succes și poate fi mai profitabil dacă participă cumva la educație. Pentru că în felul ăsta implică mai mult și aduce mai mult în viața omului. Aduce mai multă informație unde e un gol, adică el oricum avea o nevoie pe care tu zici o unchi. Participă cumva la educație, îți poți crește mai profitat în business-ul, dar nu într-un an. Dacă scopul e într-un an, faci cum? N-ai cum. Te trebuie să bagi mult. Dar pe termen lung, mi se pare mai profitat. Asta vreau să întreb pe domnul care lucrează la BCR, pentru că am observat în ultimul an mai ales o axare pe reclamă, responsabilitate socială. A avut efect tipul ăsta de reclamă? Deci BCR am spus că nu s-a mai axat pe reclamă directă, s-a băgat mult pe responsabilitate socială. A avut efect? Eram curios ca idee. Da, și am făcut și un site, un mini-site de responsabilitate socială. Nu are foarte mare trafic, dar e de calitate, creează imagine. A avut legătură cu oameni foarte serioși acolo. A avut legătură cu criza, axarea pe tipul ăsta de... Nu știu să spun acolo incis, dar... cred că nu neapărat. Este o filozofie nouă de când a venit este axarea pe responsabilitate socială, exista la ei. Și cred că doar a coincis cu criza. Adică nu cred că a avut legătură. Cred că a avut criza pe neapărat. Era o idee că pentru dietele poate să fie un site de responsabilitate socială a unui brand mult mai mare, ceea ce ai cu capul site-ul cu dietele. Bine să nu fie față așa totul ok.
dar să fie să ai de responsabilitate socială la un brand foarte mare. Vă ia sănătatea cu mână. Eu cred că are un... Dar am văzut, am făcut și cu ea, că a fost mai multe de dumneavoastră la trecere de bani și au fost trecere și au fost surprins să văd un spinal în care pur și simplu ziceau cât de sănătos e să mă fac acolo. Deci, eu cred că ar merge și așa. Eu cred că o companie de fumat. Eu dau campanii de responsabilitate socială și pe tine, nu fumat. Până nu fumați copilă, exact asta făceam ei, fumat. Însă nu acolo a avut o campanie de genul Coca-Cola Zero, să nu arată că e sănătos și așa, și a avut un efect. Cu am nu dau Coca-Cola cu gândul să fie sănătos, pentru că trebuie să fie care dau. Vreau să aflu câte calorii consum și să intru acolo și să zic am mâncat azi 2 mere a 150 de grame, am mâncat o ciorbă de burtă care e numai în România și nu am să găsesc niciunul site în afară ce conține ciorbă. Am mâncat pe Eugenie care e numai în România, am mâncat pufuleț care e numai în România. Așa, și eu să introduc ce am mâncat și în ce cantitate și să zic câte calorii. Și pe partea cealaltă, pe partea sportivă. Vreau să zic, uite, vreau să am făcut azi sport, am mers cu bicicleta, am mers pe jos, am alergat, am făcut jogging. Un tur de ce ăsta. Nu e relevant abordarea asta, pentru că există anumite concepte în diete, poți să le combini și mai departe, dar e o idee foarte bună, în schimb, să-ți faci un copil. Nu e relevantă, dar prinde. Da, asta e cumva pe moda veche de diete și ce. Da, 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 și așa. Acum, moda nouă, ecologică, nu știu, e să ai grijă, pur și simplu, la sănătatea ta, cum se funcționează organismul, nici nu mai e important cât eu de cumpăr, ce cumpăr, să nu știu, care de la... Da. Asta sunt reușită ca parte de subiect, da. Eu vă mulțumesc pentru toate pe care vreau să dați. Mai are ceva de zis?